Originile acestui instrument muzical, vioara, sunt incerte. În vechile civilizații asiatice, un arcuș rudimentar era chiar arcul vânătorilor care, prin ciupire, producea sunete înalte melodioase. În India, în urmă cu 5.000 de ani, Ravanstonul, Ravanhata, poate fi considerat strămoșul primitiv al viorii. Era alcătuit din două corzi, o cutie de rezonanță din nucă de cocos și un arc din bambus. A fost inventat de Ravana, un rege legendar din ținuturile unde astăzi se află Sri Lanka, insula din Oceanul Indian. Urmașii Ravanstonului au apărut în Europa în timpul Cruciadelor. Prima mențiune despre o vioară asemănătoare cu cea de astăzi există din secolul al XVI-lea, mai exact 1523, când unor cântăreți li s-a plătit un onorariu la curtea ducelui de Savoia în Torino. Abia peste un secol și jumătate, fabricarea instrumentelor cu coarde cunoaște vârsta sa de aur, mai ales prin crearea celebrelor viori Stradivari, Stradivarius. Antonio Stradivari, născut în 1644 în apropierea orașului Cremona din provincia Lombardia, Italia, este un discipol al unui înalt mare fabricant de viori, Niccolo Amati. Între 1700 și 1720, Stradivari a fabricat în jur de 1100 de viori, căutând continuu o sonoritate cât mai bună, mai puternică, mai bogată pentru instrumentele sale muzicale. A lucrat și a livrat viori pentru artiști de la curtea regilor Angliei, Spaniei, Franței, etc. Astăzi, cele 600 de viori Stradivarius care s-au mai păstrat din cele 1100 sunt considerate cele mai performante, neegalate de nicio vioară construită ulterior. Secretul consta, considerau specialiștii, în primul rând în calitatea lemnului folosit, trunc de copac cu creștere lentă la temperaturi mai scăzute, să treacă peste el mai multe ierni, ceea ce face ca lemnul să fie mai dens și mai rezistent, la care se adaugă o anumită compoziție a straturilor de rășini, uleiuri și lacuri care acoperă și conservă lemnul. S-a avansat chiar ipoteza că excepționalele calități ale lemnului din care au fost făcute viorile Stradivarius se explică și prin faptul că acesta provine dintr-o perioadă situată aproximativ între 1640-1715, pe care astronomii au denumit-o Minimul Maunder, după numele celui care a descris-o, sau Mica Eră Glaciară, manifestată în Europa și în America de Nord, caracterizată prin diminuarea radiațiilor solare printr-un câmp magnetic al Pământului mai scăzut decât în alte epoci, prin temperaturi mult mai scăzute decât cele obișnuite pentru această zonă temperat-continentală. Pe de altă parte, Joseph Nagyvari, un biochimist de la Universitate din Texas, Statele Unite ale Americii, care a căutat timp de 30 de ani secretul viorilor Stradivarius, a ajuns la concluzia că rezonanța deosebită a acestor instrumente se datorează unor substanțe chimice folosite la tratarea lemnului, dar natura lor nu se cunoaște cu exactitate. În 1995, o vioară Stradivarius s-a vândut la casa de licitații Christie's cu 1,5 milioane de euro, iar în 2005 o alta cu 2 milioane 32 de mii de dolari. Din secolul al XVI-lea și până astăzi, vioara a fost folosită pentru interpretarea celor mai diverse genuri muzicale, de la folclor până la muzica clasică, jazz, rock, etc. Operele simfonice ale lui Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Paganini au consolidat renumele viorii. În secolul 20, George Enescu, Sergei Prokofiev, Moris Ravel, Shostakovski, Stravinsky, etc. au compus concerte și sonate pentru vioară și orchestră. Dimensiunile mici ale viorii, posibilitatea de a o transporta cu ușurință, au făcut ca acest instrument să dobândească o popularitate extraordinară nu numai în sălile de concerte, ci în interpretarea muzicii tradiționale. Viorile electrice au apărut în a doua jumătate a secolului 20, construite după principiul chitarelor electrice, cu corp compact și sunt folosite mai ales în muzica jazz. Viorile din fibră de carbon sunt o invenție a anilor 90, au avantajul că sunt mai ieftine și sunt utilizate mai mult pentru studiu, deoarece în concert sunetul lor este plat, oricât de priceput ar fi interpretul. În 2002, celebra firmă japoneză Yamaha a conceput o gamă de viori Silent, instrumente mai puțin sonore, fără cutie de rezonanță, dar mai exacte, al căror sunet este amplificat de un sistem electronic. Progresul tehnologic a făcut posibilă și apariția unei variante de vioară virtuoză violin, care permite interpretarea partiturilor MIDI, Musical Instrument Digital Interface, care prin intermediul unui calculator reglează
intensitatea sunetului, tempoul, efectul stereo, etc. Plasticitatea cerebrală la un violonist. Oamenii de știință acceptă astăzi în unanimitate că activitatea neuronală se reorganizează permanent în funcție de diversele experiențe pe care omul le parcurge. Astfel, în cazul violoniștilor, prin teste de rezonanță magnetică, s-a putut constata că zona corticală corespunzătoare stimulilor veniți de la degetele mâinii stângi este mult mai dezvoltată. Dacă studiul Viori începe înainte de 13 ani, dezvoltarea operculului parietal, zonă care comandă mișcările fine ale mâinii, este și mai accentuată și atinge dimensiuni maxime în cazul celor care învață să cânte la vioară de la 5 ani. Aceste persoane care exersează susținut de la vârste fragede sunt capabile la un moment dat să își placeze degetele pe coardele viorii în poziții diferite la zecimi de secundă cu precizie milimetrică. Un violonist consacrat poate să interpreteze 12 note pe secundă și este capabil să le anticipeze la nivel de milisecunde.